E vorba de o firmă care am lucrat, l-a lucrat soția mea la, la Strehaia, am cumpărat niște marfă de la ei, ei verifică pe ei, așa au venit la noi să... Sunteți reținul sau doar... Nu, dar eu nu am treabă. Deci doar soția? Numai soția. Soția este, soția este învinuită că a colaborat cu acești oameni. Nu știu, acum suntem chemați acolo, eu mă duc în calitatea mea de, de avocat, de jurist, să o apăr pe soția mea. Deci eu n-am nicio fel de problemă. Ce au ridicat de aici documente? N-au ridicat nimic, că n-au avut ce să ridice. Firma soției este în faliment de, de 10 ani, aproape. Falimentul este aproape de terminare. Știți că am avut problema cu spațiul comercial. Probabil că câinii aia se ocupă și de, de reclamații. Mă duc și eu acolo să văd care e situația. Are... Noi am fost citați, soția mea a fost citată în data de 8, dar în data de 8 noi am avut sărbare. Și ea n-a putut să meargă, că am avut acțiuni în toată țara și au venit că... cu mascații, deci e tipică poliției cu care acționează și organele de, de cercetare. Înțeleg să facă circ, că vă dați seama, suntem o familie de infractori. De... Erau și cei mici în casă, s-au speriat și de copii, dimineața. Normal, când da. V-au luat prin surprindere, așa când au... Prin surprindere, normal, că eu, mi-au bătut la ușă, eu am și diabet. M-am speriat când am văzut maimuțele astea acum. Ce am făcut, domne? Că am colaborat cu o firmă. Foarte bine, am colaborat. Haideți să vedem care e problema. Ce, n-avem voie? Dacă suntem țigani, dacă au colaborat două firme de țigani, există suspiciunea că țiganii au fraudat statul. Să vedem de ce o învinuie, să vedem ce au căutat. Le-am spus înainte de... că nu am niciun document aici. Firmele sunt în faliment. E la mintea cocoșului să mai avem noi administrarea. Noi nu mai avem administrarea firmelor. Dar câte firme vizează ale Sighișoarei? Două firme ale Sighișoarei. Două firme ale Sighișoarei care sunt în faliment, cu care ne judecăm acum la Curtea de Apel. Am pierdut spațiul de la, de la pe Alba Iulia, l-am câștigat înapoi. Și mai exact și ce schimb au fost între firme? Ce s-a cumpărat? Am cumpărat deșeuri de plumb și plumb din găuri de la niște firme din Strehaia cu care colaborăm. Noi avem filmări. La mine în, în unitate există camere video. Am filmat numărul de mașină, am filmat persoana care a adus marfa. Dar domnii consideră că sunt fictive vânzările. Ne complicăm la, la patru facturi de... E vorba de 20.000 de lei, patru facturi de cumpărare, le-am și aici. Asta este totul, dar au reușit, spectacol mediatic, foarte frumos, filmați-te, domnule.